Munții Maramureșului au fost măcelăriți în ultimii 28 de ani. Mii de hectare au fost rase de pe fața pământului, dar autoritățile statului închid ochii și mai mult refuză să respecte o decizie a justiției. Cazul composesoratului Borșa ilustrează cel mai bine modul în care, de ani de zile, pădurile se taie fără nicio lege și fără niciun Dumnezeu. Conform celor de la activnews.ro, unul dintre cele mai revoltătoare cazuri despre cum funcționează mafia lemnului în România este cel al Asociației Composesorale Borșa. De 14 ani, proprietarii de terenuri din Borșa, reuniți în această asociație, ar fi trebuit să intre în posesia unei suprafețe importante de pădure. Încă din 2005, au o hotărâre definitivă și irevocabilă, dată de judecători, pentru a intra în posesia celor 17.000 de hectare de pădure. însă, nici acum nu au reușit să le obțină. Bătălia lor în instanță continuă și azi. Asta în timp ce masa lemnoasă din fostul composesorat din Maramureșul istoric este jefuit ca în codru. Samsarii și interlopii din zonă, în complicitate cu unele autorități ale statului, au reușit să pună mâna pe o bună parte din acel teren, l-au distrus și au ras pădurea exploatând masa lemnoasă. Oamenii spun că dacă intră pe terenurile câștigate de ei în tribunal, sunt bătuți și riscă să fie omorâți de cei care defrișează acum pădurile. Anul trecut, de 1 decembrie, maramureșenii au încercat să-l sensibilizeze pe fostul ministru al educației naționale, Liviu Pop. Prezent de Ziua Națională la Alba Iulia, îmbrăcați în costume populare purtând pancarte, pe care era scris textul sentinței definitive și irrevocabile din 2005, membrii asociației au organizat un mic protest. Demnitarul i-a expediat însă extrem de repede. Citez, nu este momentul.